Ziceam, voi veghea asupra căilor mele. Ca să nu păcătuiesc cu limba, îmi voi pune frâu burii cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut, în tăcere. Am tăcut, măcar că eram nenorocit. Și totuși, durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine. Un foc lăuntric mă mistuia. Și atunci mi-a venit cuvântul pe limbă și am zis: Doamne, spune, care este sfârșitul vieții mele? Care este măsura zilelor mele? Ca să știu cât de trecător sunt. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Da, omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comori și nu știe cine le va lua. Acum, Doamne, ce mai pot nădăjdui eu? În Tine îmi este nădejdea. Izbăvește-mă de toate fără de legile mele. Nu mă face de ocară celui nebun. Stau mut, nu deschid gura, căci Tu lucrezi. Abate-ți loviturile de la mine. Îmi iese sufletul sub loviturile mâinii Tale. Tu pedepsești pe om și lovești pentru fără de legea lui. Îi prăpădești ca molia, ce are el mai scump. Da, orice om este doar o suflare. Ascultă-mi rugăciunea, Doamne, și pleacă-ți urechea la strigătele mele. Nu tăcea în fața lacrimilor mele, căci sunt un străin înaintea Ta, un pribeag ca toți părinții mei. Abate-ți privirea de la mine și lasă-mă să răsuflu până nu mă duc și să nu mai fiu.